Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună prăjitură Tosca, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru blat vom avea nevoie de 150 de grame de zahăr, 4 ouă, 100 de grame de făină, o lingură de extract de vanilie, 70 de grame de mac și foarte puțină sare. Pentru cremă vom avea nevoie de 200 de grame de unt, o jumătate de litru de lapte, 4 gălbenușuri, 100 de grame de zahăr, 70 de grame de amidon de porumb și o lingură de extract de vanilie. Pentru stratul de biscuiți vom avea nevoie de 100 de grame de biscuiți și 200 de ml de cafea îndulcită, iar pentru glazură vom avea nevoie de 200 de grame de ciocolată amăruie și 150 de ml de smântână pentru frișcă. Pentru început vom mixa ouăle, care sunt la temperatura camerei, împreună cu zahărul și cu sarea. Le vom bate până când își vor tripla volumul. Când ouăle au devenit cremoase și și-au triplat volumul, le scoatem. Iar peste ele voi adăuga macul, pe care îl încorporez ușor, cu mișcări largi. Adăugăm și extractul de vanilie și la final făina, puțin câte puțin, amestecând la fel, ușor, cu mișcări largi. Turnăm compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, cu diametrul de 35x25 cm. Nivelăm ușor și voi da tava la cuptor, în cuptorul preîncălzit, la 180 de grade, pentru aproximativ 20 de minute. Blatul este gata, îl voi lăsa acum să se răcească complet, iar între timp ne vom ocupa de cremă. Pentru a pregăti crema, voi pune gălbenușurile într-o cratiță, peste ele voi adăuga zahărul, amidonul de porumb, extractul de vanilie și puțin din lapte. Amestec totul foarte bine cu untel, cât să omogenizez toate ingredientele, și voi adăuga și restul de lapte. Punem cratița pe foc și vom amesteca continuu la foc mic până când crema se va îngroșa. Crema este gata, așa că o putem lua de pe foc și o voi transfera într-un bol curat. O voi acoperi cu folie de plastic direct pe suprafață și o voi lăsa să se răcească cât să ajungă la temperatura camerei. Când crema de vanilie s-a răcit, vom mixa untul cât să arate ca o cremă. Adăugăm apoi crema de vanilie, puțin câte puțin, și continuăm să mixăm până când vom încorpora toată crema în unt. Când crema este gata, cam așa va trebui să arate, în funcție de mixer, mixați pentru 5 sau 10 minute. Pentru glazură, voi pune smântâna pentru frișcă pe foc și o voi lăsa să se încălzească cât să ajungă aproape de punctul de fierbere. Când smântâna a început să fiarbă, o luăm de pe foc și o vom turna peste ciocolată. Voi lăsa ciocolata să stea pentru 2-3 minute, apoi o vom amesteca. După 2-3 minute, amestecăm ciocolata și smântâna cât să se transforme într-o glazură. Glazura este gata, cam așa va trebui să arate, o vom lăsa acum deoparte și ne vom ocupa de montarea prăjiturii. Pentru a monta prăjitura, am pus blatul cu susul în jos într-o tavă. Voi pune acum un cadru pentru a putea pune și crema. Voi puteți folosi pur și simplu tava în care ați scop prăjitura. Peste blat voi pune crema.
și o voi nivela foarte bine. Peste crema de vanilie vom pune un strat de biscuiți pe care îi voi muia în cafea. Cafeaua este îndulcită. Dacă nu doriți să folosiți cafea, puteți folosi un sirop din apă și zahăr sau chiar compot. Peste stratul de biscuiți voi adăuga glazura. Pe care o voi nivela foarte bine, astfel încât să fie uniformă. După ce am nivelat foarte bine ciocolata, voi da prăjitura la frigider pentru cel puțin 6 ore sau cel mai bine peste noapte. Prăjitura Tosca a stat în frigider peste noapte, straturile s-au întărit foarte frumos, în acest moment o putem felia și o putem servi. După ce am feliat-o, prăjitura Tosca este gata de a fi servită, cam așa va arăta. Este o prăjitură care se face ușor, iar combinația de mac, vanilie și ciocolată este de-a dreptul minunată. Am ajuns și la sfârșitul acestei rețete, așa că vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!